La 9 mai 2024 va intra în vigoare regulamentul privind educația adulților, aprobat de Guvernul Republicii Moldova, care include câteva aspecte importante care arată cum se schimbă sistemul de educație pentru a răspunde nevoilor oamenilor de astăzi. Regulamentul subliniază importanța învățării continue, arătând că educația nu se oprește după primii ani de viață. Aceasta recunoaște că, pentru a ține pasul cu schimbările rapide de la locul de muncă, este esențial să continuăm să ne dezvoltăm profesional și personal la orice vârstă. Regulamentul acoperă educația de toate tipurile, cea oficială, de la școală, dar și cea de zi cu zi, cum ar fi cea de la locul de muncă, în timpul activităților comunitare sau când învățăm singuri. Acest lucru arată că învățarea poate avea loc oriunde, nu doar în școli. Un lucru important de știut este că programele de educație pentru adulți sunt strâns legate de ceea ce cer angajatorii pe piața muncii. Colaborând cu diferite sectoare și industrii, aceste programe sunt actualizate și îmbunătățite constant. Așa, educația pentru adulți devine mai utilă și mai practică, ceea ce face procesul de învățare mai eficient.